Nu știu câți dintre voi vă aduceți aminte despre ce am vorbit săptămâna trecută. Este cineva aici care își aduce aminte ce am vorbit săptămâna trecută? Este cineva care e aici? Săptămâna trecută a fost, duminica trecută de fapt a fost una dintre cele mai dificile zile din viața mea. Și pastor Adi poate să mărturisească aceleași lucruri despre el, nu de altă, dar am vorbit amândoi despre asta. Și săptămâna asta, în mod normal, mesajul meu ar fi trebuit să se numească Plămădeala partea a doua. Dar mă gândeam că o să fiți tare speriați. Pentru că mesajul de azi se leagă cu ce am vorbit săptămâna trecută, într-un alt sens. Deci suntem într-o sărbătoare pe care nu mulți o mai sărbătoresc, pentru că majoritatea nu înțeleg semnificația. Și vreau să vă spun că această sărbătoare este plină de semnificație. Și este plină de simboluri și de lucruri profetice, profunde, adânci. Dincolo de ce se poate vedea, sunt lucruri ascunse, sunt taine, sunt lucruri pe care Dumnezeu a trebuit să le împlinească, sunt lucruri profețite cu sute de ani, care s-au împlinit exact în această sărbătoare. Și o să încerc în această dimineață să vă duc pe fiecare dintre voi care sunteți cu mine, că pe toți nu vă pot duce decât dacă sunteți cu mine, într-o călătorie cumva în inima evreului, ca să înțelegem ce înțelegeau ei la această sărbătoare. Dar înainte de asta vreau să vă citesc câteva versete, pentru că v-am spus săptămâna trecută, vă aduceți aminte, 1 Corinteni 5, am vorbit săptămâna trecută și la un moment dat, Apostolul Pavel vine și vorbește despre plămădeală, despre plămădeala inimii, despre un aluat nou, despre curățirea aluatului vechi. Vă aduceți aminte lucrul ăsta? Sunteți cu mine? Și apoi spune că să ne curățim pentru că Paștele nostru a fost jertfit, mielul lui Dumnezeu a fost jertfit. Și sunt foarte convins, pentru că săptămâna trecută am vorbit puțin despre disciplină, okay? Sunt foarte convins că Apostolul Pavel s-a inspirat din versetele astea care o să le citesc. Vă aduceți aminte că Apostolul Pavel face niște rugăciuni sau ia niște decizii ciudate, aparent. Vorbești despre să dea pe cineva pe mâna satanei și nu este prima dată când face lucrul ăsta, ci face de mai multe ori în Scripturi. Și e ciudat numai când auzi așa ceva. Apostolul Harului, cel care a scris cel mai mult despre Har, să vorbească despre astfel de lucruri. Nu știu cum sunteți voi, dar ascultați și spune pasajul ăsta din care eu cred că Pavel s-a inspirat. Domnul i-a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua a 10-a a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă, Dane, dacă poți să faci ceva la gain, te rog. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Și au făcut o socoteală și erau 10 persoane, ok? 10 persoane la un miel. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l înjunghe seara. Deci în luna întâi, în ziua 10-a, în ziua 10-a, ok? Ei trebuia să iau un miel pe care trebuia să-l țină până în ziua 14-a, ok? Zice, în ziua 10-a să căutați un miel care să fie fără cusur, să-l țineți până în ziua 14-a și în ziua 14-a toți să-l înjungheați seara, ok? Seara la evrei era după amiaza. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpiușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să o mănânce cu azime și cu verdețuri amare. Și să nu îl mâncați cru sau fiert în apă, ci să fie fript la foc.
atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineață, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijloc încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci este Paștile Domnului. Paștile Domnului. Aceleași cuvânt spune, Paștile Domnului a fost jertfit. Bun? În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele voastre, eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că să nu fiți nimiciți de vreo orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. Să o prăznuiești ca o lege veșnică, pardon, pentru urmașii voștri. Și acum, ascultați ce spune mai departe, că acum intrăm în ceea ce am vorbit săptămâna trecută. Timp de 7 zile veți mânca azime. Din ziua cea din tâi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine de ospită din ziua întâi până în ziua 7-a, va fi nimicit din Israel. Auziți? Oricine va mânca pâine dospită în astea 7 zile, va fi nimicit din Israel. Vă puteți imagina? Vă puteți imagina că cineva să meargă, să se uite prin casele oameni și dacă găsea pâine dospită sau cineva mânca pâine dospită, avea, era ora prânzului, ok? Și intrau peste tine și la masă ta era pâine dospită, erai condamnat la moarte și erai omorât. Și asta Dumnezeu poruncește. Vreau să mă auziți, astea sunt ceea ce Dumnezeu a spus poporului Israel să facă și era un simbol, era un simbol a unui alt lucru pe care Iisus îl instituie și este un simbol al lucrurilor spirituale în care trebuie să trăim. În legea Harului, din lumea fizică, lucrurile sunt duse în lumea spirituală. Pentru că ceea ce vroia Domnul Iisus sau Dumnezeu să învețe e că ei, templul ăsta trebuie să fie curat. Casa asta trebuie să fie curățită, casa asta trebuie să fie sfântă. Bun? În ziua din tâi veți avea o adunare de sărbătoare sfântă. În ziua din tâi era ziua 10-a acelei luni. Și este ziua în care suntem noi azi. Asta era ziua 10-a, ok? Pentru creștinii răsăriteni. De rit ortodox, asta e ceea ce noi sărbătorim azi. Ziua întâi, ok? Ziua întâi. În ziua întâi veți avea o adunare de sărbătoare sfântă și în ziua 7-a veți avea o adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceți nicio muncă în zilele acelea. Veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărui ins. Să țineți sărbătoarea zimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oștile voastre din țara Egiptului, să țineți ziua aceea ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna întâi, din a 14-a zi a lunii seara, să mâncați azime până în seara zilei a 21-a lunii. Timp de 7 zile să nu se găsească aluat în casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit din adunarea lui Israel. Fie străin, fie băștinaș. Să nu mâncați pâine dospită, ci în toate locuințele voastre să mâncați azime. Și apoi Moise, dacă vă uitați în versetul 1, spune Dumnezeu l-a chemat pe Moise și i-a spus. Și acum, de la versetul 21, Moise merge și spune poporului ceea ce a zis Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus că cine mănâncă pâine dospită în acele zile să fie nimicit din Israel. Și apostolul Pavel ia acest pasaj și aplică, ok? Aplică din punct de vedere spiritual ceea ce Moise a spus aici curvarului din Corint. Și spune să fie dat pe mâna satanei. În loc să fie nimicit, să fie omorât, ok, să fie dat pe mâna satanei. Asta este contextul. Bun? Și acum, v-ați întrebat vreodată de ce în exact aceea zi? De ce în exact în același moment? Când Iisus a intrat pe un măgăruș în Ierusalim, pe poarta de est. Erau așa de mare mulțime care stătea acolo cu ramuri în mâini, așteptând ca să-L întâmpine pe Domnul Iisus. V-ați întrebat vreodată cum s-au întâmplat aceste lucruri? Vreau să știți că lucrurile astea nu au fost la voia întâmplării, ci lucrurile astea se întâmpla din pricina următorului lucru, care era în cultura evrească, ok? A vremii de atunci. E foarte interesant faptul că toți miei de jertfă pregătiți pentru Paște proveneau de la Betleem. Toți miei de Paște proveneau de la Betleem. Betleem era cumva o pepinieră de miei pentru întreaga națiune a Israelului. Ok? Și în ziua 10-a, în ziua 10-a a lunii întâi, marele preot trebuia să facă o călătorie la
Betleem ca să leagă el însuși un miel fără cusur pe care trebuia să-l aducă ca și jertfă înaintea lui Dumnezeu pentru popor. Și în timp ce marele preot se întorcea, ok, cu mielul pe umerii lui, de la Betleem la Ierusalim, în timp ce intra pe poarta de est, care era un simbol, era profetic la ceva ce urma să se întâmple, ok? Oamenii erau cu ramuri de finic în mână și strigau, Osana! Sau, mântuiește-ne acum! Și ceea ce se întâmplă aici, exact faptul că imediat după ce marele preot vine cu mielul pe care el trebuia să-l jertfească în numele poporului, vine Domnul Iisus, adevăratul miel al lui Dumnezeu, care trebuia jertfit. Și Biblia vine și spune că s-au adunat acolo din pricina faptului că îl înviase pe Lazar. Și toți îl așteptau. Pentru că îl înviase pe Lazar din morți, au început să înțeleagă că el este cu adevărat mielul lui Dumnezeu. Marele preot trebuia să valideze cine este mielul lui Dumnezeu. Dar vă spun un lucru. Pentru că marii preoți au fost corupți, a fost altcineva care a fost ales de Dumnezeu să valideze că El este mielul lui Dumnezeu. Cine credeți? Este dintr-o casă preoțească, vă dau niște indicii, este dintr-o casă preoțească, ok? Tata lui se prea poate să fi fost mare preot atunci când a fost nașterea lui și a rămas mut din pricina necredinței lui. Vă aduceți aminte ce spune Ioan Botezătorul? Iată mielul lui Dumnezeu. Și el validează prin asta că Iisus este cu adevărat mielul lui Dumnezeu. Mai mult, fusese profețit cu multe sute de ani în urmă că atunci când el va intra în Ierusalim, va intra călare pe un măgăruș. Zaharia 9:9 spune lucrul ăsta. Și vreau să știți că pasajul acela din Zaharia 9:9 cheamă poporul Israel la bucurie, deoarece împăratul lor vine și aduce mântuire călărind pe un măgăruș. De aceea, când Iisus intră în Ierusalim, călare pe măgăruș, împlinește profetic ceea ce Zaharia spusese. De aceea spuneau, foloseau acest cuvânt, Osana, ok? Osana, fiul lui David. Osana era atribuit lui Mesia, era atribuit celui care va veni, ok? Și Osana înseamnă mântuiește-ne acum, ok? Psalmul 118, versetul 25 spune lucrul ăsta. Faptul că venea călare pe măgăruș era de asemenea un lucru simbolic pentru societatea de atunci. Pentru că un rege care venea într-o țară străină călare pe un măgăruș era un simbol a faptului că vine într-o misiune de pace. Auziți? Ce credeți că spuneau simbolic atunci când veneau călare pe un cal alb? Vezi, ăsta este motivul pentru care Iisus intră în Ierusalim călare pe un măgăruș, pentru că fusese profețit că va veni și va aduce bucurie poporului, ok, și poporul va striga înaintea lui, mântuiește-ne acum, și în același timp era un simbol a faptului că Iisus a venit pentru prima dată să aducă pace pe pământ. Apocalipsa 19, el descrie pe Domnul Iisus Hristos venind a doua oară pe pământ, pe un cal alb, ca să facă război cu toate națiunile pământului. Biblia spune foarte clar că el va strânge, Ioel 3, va strânge toate națiunile pământului la Ierusalim, la Armagedon, ok, în valea lui Israel și va face judecată cu toate națiunile pământului și va veni călare pe un cal alb. Faptul că a intrat pe această poartă de la răsărit este de asemenea un lucru important. Ok, pentru că dacă vă uitați în scripturi, de multe ori se vorbește despre faptul că slava lui Dumnezeu vine de la răsărit, pe poarta din răsărit. Vă aduceți aminte că Ierusalim avea 12 porți. Vă aduceți aminte? Ierusalim avea 12 porți, nu Ierusalim are 12 porți, ci Ierusalim avea 12 porți, le găsiți descrise în cartea Neemia. Și poarta de la răsărit era poarta care era profetic simbolul că atunci când va veni el, slava lui va veni în oraș. Va veni un oraș. Și, bineînțeles, poarta de la răsărit era cea mai aproape de Betfage, ok, de Betania, de locul din care Domnul Iisus Hristos vine,
dar Iisus Hristos ar fi ocolit dacă trebuia să împlinească simbolic un alt lucru. Intră pe poarta de la răsărit din pricina fabricii Ezechiel, versetul care a fost pus pentru ziua de astăzi, Ezechiel 44 vorbește despre următorul lucru. Prorocul Ezechiel este dus în Duhul și are o revelație a vremilor din urmă, vede lucrurile care se vor întâmpla în viitor și când se uită la poarta de la răsărit, o vede ca fiind sigilată, ca fiind închisă și vine și spune, deja împăratul a venit la Ierusalim și după intrarea lui în Ierusalim, această poartă a fost sigilată până când va veni a doua oară. Și dacă mergeți, cine a fost la Ierusalim? Câți dintre voi ați vizitat poarta de la răsărit? Câți dintre voi știți ce este acolo? Este un cimitir al musulmanilor. Poarta este sigilată cu un cimitir al musulmanilor. Nimeni nu intră pe poarta aceea, pentru că este oprită, este stopată și astăzi se împlinește sub ochii noștri ceea ce este scris în Ezechiel 44, pentru că Dumnezeu a spus. Dragilor, vreau să știți că tot ce spune Dumnezeu se va împlini. Acum, vă aduceți aminte, marele preot mergea la Betlehem, căuta un miel fără cusur, îl lua pe umeri și intra pe poarta de la răsărit, în Ierusalim. Când intra în Ierusalim, mergea și ducea acel miel și îl lega la ușa templului. Și din ziua 10-a până în ziua 14-a, mielul respectiv era la ușa templului ca să poată fi examinat de către oricine. Ca tot să vadă că mielul respectiv, care urmea să fie junghiat pentru națiunea Israel, este fără cusur. Domnul Iisus intră în ziua 10 ziua 10 a lunii Nisan, cu 4 zile înainte de sărbătoarea Paștelui și știți ce face primul lucru, Domnul Iisus? Merge la templu. Ăsta este primul lucru pe care îl face și o să vă zic mai încolo ce face la templu, dar dacă vă uitați următoarele 4 zile în Scripturi și Biblia alocă ultimele săptămâni din viața lui Iisus Hristos un sfert din tot ce este scris, ok, despre Domnul Iisus în Evanghelii, și vorbește foarte clar despre examinarea lui Iisus. Iisus este examinat de farisei, este examinat de saducei, este examinat de Pilat de două ori și vă aduceți aminte ce spune Pilat despre el? N-am găsit nicio vină în el. Merge de două ori la Irod. Vă aduceți aminte ce spune Irod despre el? N-am găsit nicio vină în el. Ok? De două ori la Sanhedrin, Iisus a fost judecat de 6 ori. Și doar prin mijloace, spion plătiți, martori mincinoși, este găsit vinovat, dar el era mielul fără cusur al lui Dumnezeu. El este mielul fără cusur al lui Dumnezeu. Gândiți-vă că de către un păgân, Domnul Iisus este declarat vrednic că este mielul lui Dumnezeu. Pilat a spus lucrul ăsta. Vedeți, la examinarea Domnului Iisus sunt multe pasaje care aș putea să le iau. Ok, dar vreau să luăm un pasaj dimineața asta, dacă mai sunteți cu mine. Luca 20. Trebuie să deschideți cu mine la Luca 20. Sunteți suspect de tăcuți azi. Luca 20. Versetul 20. Cuvântul Dumnezeu spune că au început să-L pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-L prindă cu vorba și să-L dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat, Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le pricepea viclenia și le-a răspuns, pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului au răspuns ei. Atunci el le-a zis, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și asta este o imagine a iscodirii, a cercetării Fiului lui Dumnezeu. Acum,
Trebuie să înțelegem contextul ca să înțelegem ce se întâmplă în pasajul ăsta. Bun? Vreau să-L prindă pe Iisus în capcană ca să fie judecat, ca să fie condamnat. Și găsesc ei o întrebare din asta așa în care n-ai nici cum să răspunzi. Pentru că dacă Domnul Iisus Hristos era de acord că trebuie să plătească la cezar, atunci își punea pe toți evrei în cap, că era trădător al evreilor. Ok? Dacă răspundea că nu trebuie să dai la cezar, înseamnă că se răzvătea față de romani și că nu vrea să plătească taxele. Și spionii ar fi putut merge la autoritățile romane și să îl acuze pe Iisus că învață pe evrei să nu respecte legea romană. Și asta e, n-avea nici cum să răspunzi, numai că există o înțelepciune evreiască în care Iisus era maestru. Și mai mult decât atât, Iisus era plin de înțelepciunea lui Dumnezeu. Știți ce face? Spune, dați-mi un ban, asta spune Iisus. Dați-mi un ban. Și Biblia menționează ce fel de ban. A cerut un dinar. Și în timp ce băieții scot dinari din buzunar, Iisus i-a prins încălcând legea lui Dumnezeu. Zice ce? Vezi, pe moneda dinarului era inscripționată fața cezarului. Și era un lucru în scripturi care spunea că nu ai voie să-ți faci chip cioplit și să te închini altcuiva decât lui Dumnezeu. Era o lege clară a Torei că nu ai voie să faci lucrul ăsta. Și în timp ce scot banii din buzunar, Iisus se uită la ei. Îi spune, băieți, cum încercați voi să mă acuzați pe mine? Sau cum încercați să mă iscodiți pe mine cu privire la lucrurile astea? Spune, dați-i cezarului lucruri de care cezarul este vrednic și dați-i lui Dumnezeu închinarea voastră, viața voastră, lucruri de care Dumnezeu este vrednic. Vreau să știți că la evrei noi nu prea înțelegem treaba asta, că nu suntem în contextul ăsta. Dar ca să înțelegeți cât de serioasă era treaba pentru evrei legat de chipuri cioplite, atunci când Pilat vine la fortăreața Antonia, când este investit ca și guvernator, el vine cu trupe mari și când intră, vin cu toate chipurile alea, okay? Romane, pe care ele le aveau în vremea de atunci. Și când intră, se creează o revoltă și o răscoală, pentru că intră în templu din Ierusalim cu lucrurile alea. Și dacă vă aduceți aminte, era cunoscut faptul că a fost o răscoală a evreilor. Răscoala evreilor a fost din cauza lucrul ăsta, că au desacralizat templul lui Dumnezeu, aducând ceva păgân în mijlocul lor. Și atunci evreii, chiar dacă erau sub ocupație romană, au scos cuțitele la ei, mă înțelegeți? Și au murit mulți. Au murit câteva mii de oameni în acea zi din pricina faptului că evreii în spiritul lor religios, ca să apere ceva ce este duhovnicesc, au venit direct împotriva lor. Mă înțelegeți? De aceea când Domnul Iisus Hristos le spune dați-mi un ban și le arată ce purtau ei prin buzunare și cu asta încercau ei, pentru că zice că au venit cu viclenie și erau vicleni. Înțelegeți? Când scot banii și arată ce purtau ei prin buzunare, vede tot ce în jurul lor, că băieții ăștia se închinau la idol. Și atunci Iisus le zice frumos, dați cezarului ce a cezarului, dați banii ăștia cu chipurile lui și lui Dumnezeu dați închinarea voastră. Ok? Acum, în Scriptură sunt 7 sărbători extrem de importante pentru poporul Israel. Erau 3 sărbători ale primăverii, 3 sărbători ale toamnei și o sărbătoare în mijloc. Ok? Cele 3 sărbători ale primăverii vorbesc despre prima venire al Domnului Iisus Hristos și toate s-au împlinit la prima venire a Domnului Iisus Hristos. Cele 3 sărbători ale toamnei nu s-au împlinit încă, ci sunt sărbători care se vor împlini la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Bun? Sunteți cu mine? Primele 3 sărbători, sărbătorile primăverii, era această sărbătoare a azimilor, în care trebuia să curățești casă și nu aveai voie să ai deloc pâine de ospită, erai nimicit din Israel dacă se găsea așa ceva la tine, ok? A doua sărbătoare era sărbătoarea Pesach, în care trebuia să jerfiască pe miel, trebuia să jerfiască mielul lui Dumnezeu, ok? Și a treia sărbătoare era sărbătoarea Bicurim, sau sărbătoarea primelor roade, pe care evreii o sărbătoresc
azi. Sărbătoarea primelor roade este ceea ce noi sărbătorim la sărbătoarea învierii. Și Biblia spune că Iisus este primul rod al lui Dumnezeu. Sărbătoarea primelor roade, sărbătoarea Bicurim. A patra sărbătoare era sărbătoarea cinzecimii, okay? Care se împlinește odată cu, dacă vreți, instituirea bisericii și apoi sunt trei sărbători ale toamnei. Sărbătoarea trâmbițelor, sărbătoarea Yom Kippur și sărbătoarea corturilor. Astea trei sărbători urmează să se împlinească în Iisus. Suntem la această sărbătoare care începe cu sărbătoarea zimilor. Și la sărbătoarea zimilor, v-am spus, nu aveai voie să ai nici vreo firmitură de a lua dospit pentru că erai pedepsit cu moarte. De aceea, vă spun că evreii își implicau toată familia în acest lucru și învățau și pe copiii lor de mici. Și ar fi bine să învățăm pe copiii noștri de mici să trateze păcatul așa cum trebuie tratat. Așa că făceau jocuri cu ei. Ok? De exemplu, ascundeau câteva firmituri în mod intenționat în anumite colțișoare ale casei și împreună cu copiii, ok, căutau unde este pâinea dospită, pentru că pâinea dospită trebuia nimicită și apoi le țineau o lecție scurtă în care spuneau: dragi copii, ok, aluatul dospit este un simbol al păcatului în Scripturi. Este un simbol al păcatului în Scripturi. De aceea fiecare dintre voi trebuie să vă cercetați inima așa cum noi cercetăm în casa noastră. Vezi, ei foloseau lucrurile simbolice ca să se ducă și se apropie de templu inimii. Și făceau curățenie, bun? Doar gândiți-vă la ziua aceasta. Pentru că, sincer, m-am gândit mult săptămâna asta la următorul lucru. Asta era o sărbătoare care evreii trebuiau să o pregătească. Pentru noi urmează, din perspectiva mea, o săptămână a marilor ipocrizii creștine. O săptămână a marilor ipocrizii creștine. Și vă spun de ce. Pentru că mulți oameni o să petrească mai mult timp vopsind ouă decât stând în prezența lui Dumnezeu. Suntem o națiune creștină care o să stăm și o să investim mai mult timp în lucrurile acestei lumi decât în a sta în prezența lui Dumnezeu. Și știți care este un lucru mai grav, frați și surori? Și aici mă rog ca chiar acum Duhul Sfânt să ne deschidă urechile. Bam! Și ce este cel mai grav? Că în mediul ăsta al nostru, neoprotestant, devine mai nașpa decât în mediul ortodox catolic. Știți ce fac ortodoxii și catolicii săptămânile astea? Postesc, se roagă, se mărturisesc, ca să poată să ia Paștele cum trebuie. Și aici mă refer la ortodoxi și practicanți. În timp ce noi ne vedem duminica viitoare să sărbătorim învierea, vreau să știți, motivul pentru care nu este bucurie mai nou la sărbătoarea învierii e faptul că săptămâna asta nu facem ceea ce ar trebui să facem. Să ne sfințim. Să ne curățim. Vă aduceți aminte? Mlădițele ele curățește ca să poată să experimenteze bucurie. Și e foarte important pentru noi să înțelegem puțin diferit ce ar trebui să facem. V-am spus că Domnul Iisus Hristos merge și intră în Ierusalim. Primul lucru pe care îl face, merge la templu. Știți ce face la templu? De două ori în Scripturi spune că la sărbătoarea Paștelui, Iisus a mers direct la templu. A luat un bici, și a început să facă curățenie în templu, pentru că el, ca și fiu, era responsabil ca templul să fie curat. Auziți? Asta este motivul. Noi ne legăm de faptul că Iisus a fost violent, a fost mânios, a fost... Nu, Iisus era responsabil de templul lui Dumnezeu. El spune, casa tatălui meu a devenit o peșteră de tâlhari. Și ia un bici și face curățenie în casa tatălui său
Pentru că era responsabil ca și fiu în casa tatălui să fie curățenie. Și când vorbește despre că ați făcut din casa aceasta, tatălui meu, o peșteră de tâlhar, este o imagine clară pentru evrei. Clară pentru evrei. Să știți că atunci când Domnul Iisus Hristos dă acea pildă a samariteanului, a bunului samaritean, pilda aceea este ceva inspirat din realitate. Și vă spun de ce este inspirat din realitate. Din pricina faptului că între Ierihon și Ierusalim era un drum comercial extrem de important și erau mulți tâlhari. Și tâlharii mergeau și tâlhăreau, ok? Și imediat ce tâlhăreau, fugeau și se ascundeau repede în peșteri, ok? Pentru câteva zile ca să treacă febra momentului. Și pe aceea se apucau din nou de tâlhării și Domnul Iisus compară ceea ce tâlharii făceau cu ceea ce se poate întâmpla în casa lui Dumnezeu. Cu ceea ce se poate întâmpla în casa lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus vine și spune, este multă tâlhărie în casa mea. În casa mea este multă tâlhărie. Și vă spun la ce se referă. Era multă tâlhărie din partea preoților și era multă tâlhărie din partea enoreașilor sau din partea oamenilor. Vă spun ce făceau, ok? Preoții, ca să poți aduce o jertfă, trăgeau pielea de pe tine. Gândiți-vă că toți bărbații trebuiau să meargă la Ierusalim, de 3 ori pe an. Și asta era una dintre sărbătorile care trebuia să fie la Ierusalim. Și trebuia să te înfățișezi înaintea Domnului aducând o jertfă. Trebuia să te înfățișezi înaintea Domnului aducând o jertfă. Acum gândește-te că unii dintre ei trebuiau să călătorească 3 zile până la Ierusalim. Împreună cu familia trebuia să duci și oaia după tine, ok? Să o duci la Ierusalim. Mergeai 3 zile, ajungeai cu oaia la Ierusalim, deja mirosea așa Chanel de oaie, ok? Și când ajungeai acolo, preoții trebuia să facă o cercetare a mielului tău. Și de cele mai multe ori, mielul tău nu era bun, pentru că nu era fără cusur. Și toți miei preoților erau miei însemnați. Mă înțelegeți ca să știe care... Și atunci, ce se întâmpla? Spunea, mielul tău, uite, are o meteahnă aici, vezi? Aici, la codiță, îi stă puțin strâmb. Sau, nu poți să aduci așa ceva înaintea Domnului. Trebuie să te duci și să cumperi miel de la templu. O să aduci de la Betleem, ok, scufreză pe mijloc, arată bine, ăștia-s de adus. Ce trebuia să faci? Ok, aveai moneda de schimb, aveai banii tăi. La templu nu puteai să vii cu orice monedă. Moneda templului era din aur curat. Așa că trebuia să schimbi banii tăi în moneda templului, care era aur curat. Așa că, de cele mai multe ori, când era sărbătoare, creștea cursul valutar, puternic. Preoții te jecmâneau. Tu vroiai să aduci o jertfă sinceră înainte lui Dumnezeu. Curat înainte lui Dumnezeu. Și te ajungeai la Ierusalim, preoții făceau business-uri puternice pe tine. Gândiți-vă că au lăsat în templu pe aia schimbătorii de bani, mă înțelegi de azi, zice, schimbătorii de bani, pe cei ce aveau porumbei, ok, porumbei era jertfa săracului, ok, și pe acolo mai erau behăitoare, grajdu plin de ele, toate însemnate ca să poți să le aduci la Ierusalim, ca și jertfă înainte lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vine și spune preoților, ați făcut din casă tatălui meu o peșteră de tâlhar. Vă faceți afacerile voastre în casă tatălui meu și folosiți pe Dumnezeu pentru lucrurile voastre. Ups! Lucrul ăsta trebuie să meargă prima dată profund în mine. Eu sunt primul chemat, vizat aici. Eu și casa mea. Apoi, oamenii trăiau cum vroiau ei, apoi știau că merg la Ierusalim, dau niște bani, ok? Toate păcatele vă sunt iertate. Mergeau înapoi acasă. Și în vremele din urmă, apostolii Scripturii vorbesc despre un har ieftin care va fi instaurat în biserică. Harul ieftin e harul ăla care te împuternicește să păcătuiești. Nu care te
împuternicește să o rup cu păgânătatea. Vedeți? Și vă spun, nici nu trebuie să profețesc. O să fie greu, greu, oricărei biserici în vremurile din urmă care vrea să stea radical pentru Dumnezeu. Pentru că din ce în ce mai mult se ridică genul ăsta de biserici în care poți să faci ce vrei, cum vrei. E tot ok. Pastorul nostru închide ochii, pastorul nostru nu vede, liderii n-au nicio treabă, trăiește cum vrei. O să fie greu să fie o biserică în vreme din urmă care îl onorează pe Dumnezeu și caută sfințenia și curăția. Și o să vedeți, o să voiască Facebook-ul și internetul și o să spună că ești eretic și că ești deplasat și că trăiești sub lege, că nu trăiești sub har. Dragilor, să fii disciplinat nu este lege, este chemarea lui Dumnezeu. Fără a avea disciplină în viața ta personală, nu ai cum să propășești în lucrurile lui Dumnezeu. Să trăiești așa, ala-ndala, viața spirituală, nu este ceea ce Dumnezeu ne-a chemat. Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți, pentru că El este sfânt. Ne-a chemat să fim desăvârșiți, ne-a chemat să umblăm în smerenie, ne-a chemat să umblăm în modestie, dacă vreți, ne-a chemat să umblăm împreună cu El. Dar în vremurile din urmă, vă spun că o să fie un alt trend care o să meargă foarte bine și o să umple multe stadioane și biserici. Acelor care trăiește cum vrei, tot e ok, Dumnezeu nu vede, nu aude, nu, vreau să știți că Dumnezeu și vede și aude. Și are timpul Lui, timpul Lui. Să nu credem că dacă Dumnezeu îngăduie lucrurile în viețile noastre, nu are timpul Lui. De aceea mai important pentru noi ar fi să ne smerim atunci când suntem într-un loc în care Duhul Dumnezeu ne vorbește că nu suntem ok, să ne smerim. Ne smerim, nu să căutăm să ne justificăm păcatul, ci să ne smerim și să căutăm îndurarea și mila Lui. Vă spun cu siguranță, nimeni dintre cei care caută îndurarea nu vor avea parte de judecată. Oricine caută îndurarea Lui Dumnezeu va avea parte de ea. El a spus, veniți la mine, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și ce înseamnă trudiți și împovărat? Înseamnă toți cei care trăiți în păcat și eu vă voi da odihnă. Mila va birui judecata. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, celor aroganți, celor încăpățânați, celor răzvrătiți, celor care se cred mari, celor care se cred tari, celor care nu le mai ajunge nimeni la nas. Împotriva ălora stă însuși Dumnezeu. Biblia spune că în vremea aceea El își va ridica un popor mic de oameni smeriți, care vor căuta să-L înalțe, să glorifice pe Domnul. Ce-mi doresc de la biserica noastră în aceste zile? E să scoatem aluatul din viețile noastre. Să știți că noi suntem responsabili de acest templu. În templul acesta trebuie să locuiască neprihănirea, în templul acesta trebuie să locuiască curăția, în templul acesta trebuie să locuiască smerenia, bunătatea, dragostea, cuvinte cuvincioase, atitudini potrivite, asta trebuie să locuiască în acest templu. Pentru că este templul Duhului Sfânt. Nu ne putem imagina ce înseamnă că Dumnezeu a ales să locuiască în noi. Dar ăsta este templul Duhului Sfânt, pe care Dumnezeu ni l-a încredințat să avem grijă de El. Doar gândiți-vă, în afară de demoni, suntem singura creație a lui Dumnezeu care se împotrivește Lui. În afară de demoni, suntem singura creație a lui Dumnezeu care încă se împotrivește Lui. Domnul a vorbit balenelor și ce au făcut balenele? Au ascultat ce a spus Dumnezeu. Domnul a vorbit viermelui. No, știința nu poate să demonstreze asta, că nu înțelege. Vreau să știți că cuvântul Dumnezeu este deasupra științei. Vreau să știți că nu ne trebuie aprobarea științei. Pentru că minunile sunt lucruri care nu pot fi demonstrate științific. Aia înseamnă minune. Așa că știința nu o să înțeleagă învierea, nu o să înțeleagă despicarea Mării Roșii în două, știința nu o să înțeleagă multe lucruri. Nu o să înțeleagă nici cum un vierme a ascultat de glasul lui Dumnezeu, dar viermele a ascultat. Măgărița a ascultat, corbii au ascultat,
smochinul a ascultat, munții au ascultat și toată creația se supune lui Dumnezeu și noi suntem, în afară de demoni, singurii care încă putem să ne împotrivim. Vreau să vă spun, nu lăsați ca acest templu al vostru să fie o peșteră de tâlhar. Faceți ca acest templu al vostru să fie o jertfă vie pentru Dumnezeu. Să scoatem afară orice întuneric, să nu lăsăm ca ființa noastră lăuntrică, sufletul nostru, și mă adresez aici tuturor care sunteți în dimineața asta aici, să nu lăsați ca sufletul vostru să fie o reședință a celui rău. Ai toane? Pocăiește-te de ele. Dacă ai toane. Vreau să știi că să ai toane înseamnă să ai un suflet murdar. Vezi aroganță, vezi mândrie, pocăiește-te de ea. Vezi că nu te poți supune, caută inima lui Dumnezeu. Vezi că ești pur și simplu chinuit de plăceri, alege postul. Vă spun că nimic nu minimalizează puterea păcatului în viața unui om cum o face postul. Postul minimalizează puterea păcatului. Postul. Dacă n-ai postit niciodată, nici nu trebuie să profețesc. Dragilor, să căutăm fața lui Dumnezeu. Biserica ortodoxă, Biserica ortodoxă, Biserica catolică. Oamenii din bisericile astea se pun deoparte pentru Dumnezeu în aceste zile. Și eu știu că noi suntem evanghelici, da, suntem evanghelici. Și avem impresia că noi suntem mai, vreau să știți că dacă cunoaștem mai mult, ups, dacă cunoaștem mai mult, nu-i să ne mândrim, ci să fim mai responsabili. Am zis că este cineva din biserica noastră care vine dintr-un mediu ortodox, care înainte de cina Domnului, vreau să mă mărturisesc. Și spun, ieri mi-a scris, mi-am și uitat, eu, dar ieri mi-a scris, mi-a spus, Claudius, mâine dimineață poți să vii cu 10 minute mai devreme, vreau să mă mărturisesc. Și am zis, hei, mâine n-o să avem cină, pentru că cină o să avem joi seara. Joi seara, ok? O să mergem pe modelul evreiesc. Cina Domnului o să avem joi seara. Și mi-a zis, poți să vii cu 10 minute mai repede joi seara. Eu o să știți că lucrul ăsta e un lucru care eu îl prețuiesc. Nu-l văd un lucru îngust. Și văd că cineva chiar își pune inima să fie sfânt înaintea lui Dumnezeu. Vezi, de aia vorbesc doar despre lucrul ăsta, pentru că vreau să știți că lucrul ăsta e de apreciat. Și eu îl prețuiesc mult. Dragilor, este o vreme în următoarele 4 zile în care să ne cercetăm inimile, să scoatem aluat afară, să stăm cu familia, cu copiii noștri, să învățăm lucrurile lui Dumnezeu, să învățăm despre sfințenia Lui, despre dragostea Lui, despre bunătatea Lui, despre harul Său. Și în săptămâna asta care urmează, vreau să știți, când ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, joi o să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu ca și adunare. La orice cina Domnului, să știți că este o înfățișare a omului înaintea tronului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu cântărește. El cântărește inimile noastre. Mă rog ca să fim găsiți curați, sfinți, puși deoparte pentru lucrurile lui Dumnezeu. Ca duminică când vom sărbători învierea lui Iisus, adunarea asta să fie plină de veselie. Dar nu o veselie din aia feicuită, mă înțelegeți? Să vină cineva și să zică, hai fraților, toți aplaudăm, yes! Nu, ceva ce vine din inimă, ceva ce vine din sufletul tău, ceva ce vine din înțelegerea faptului că ai fost mort și ai înviat, că ai fost păcătos și L-a plătit plata păcatului pentru tine, că El îți dă o speranță înspre eternitate. No, vedeți? Bucuria aia care se naște din această revelație să fie în mijlocul nostru. Asta e ceea ce îmi doresc. Pentru că tare suspectez că se poate să fie doar o feicuială. Și zice, sonez cu voi. Pentru că aia nu trebuie să fie doar la ziua învierii. Dacă se întâmplă doar la ziua învierii, ceva e wrong. Aia trebuie să fie ceea ce ne însuflețește pe noi săptămână de săptămână. Bucuria mântuirii. Doamne, ajută-ne. Sincer, mă rog ca adunarea asta
Mă rog ca adunarea asta să fie găsită înainte lui Dumnezeu. Nu ca una care toată săptămâna și-a petrecut timp oricum, ci una care a căutat să se cerceteze, să se sfințească. Ok? Joi seara, încă nu am vorbit cu liderii bisericii. Sorry, guys. Mă iertați. Dar cred că în dimineața asta Dumnezeu mi-a vorbit ceva legat de cum să fie joi seara. Și o să fie diferit de cum am făcut până acum. Ok? De aceea v-aș ruga ca joi seara, toți cei care vreți să vă înfățișați înaintea Domnului, să fiți la ora 19 prezenți aici. Ok? Ora 19. Nu 19:05, nu și 15, nu și 25, ci ora 19. Pentru că o să facem lucruri diferit de cum le facem în mod obișnuit. Bun? Nu o să vă spălăm picioarele, ok? Stați liniștiți. Trebuie să vă luați ciorapii a noi, ok? Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Vă zic că există o posibilitate ca Dumnezeu să ne vorbească în această dimineață și noi să nu auzim. Poporul lui Dumnezeu l-a avut 3 ani de zile pe Iisus în mijlocul lor. În public. L-a avut 33 de ani în mijlocul lor. Dar 3 ani de zile Iisus împlinea prorocie după prorocie. Vindeca bolnavi, ceva ce nu s-a mai văzut până atunci. Învia morți. Curăța leproși. Vorbea cu lucruri neînsuflețite și lucruri neînsuflețite îl ascultau. Iisus a avut cel puțin 12 martori care au văzut toate lucrurile astea. Și totuși știm că ei l-au abandonat și n-au înțeles. Și în ziua 10-a, Nisan, când Iisus a intrat în cetatea Ierusalim și toți îl ovaționau și e și numită intrarea triumfătoare a lui Iisus, vreau să știți că Iisus nu s-a bucurat. Iisus nu s-a bucurat de succes și de prestigiu, ci Iisus a plâns. Pentru că ei n-au cunoscut vremea cercetărilor. N-au înțeles. N-au înțeles că inima lui Dumnezeu este pentru ei. Că inima lui Dumnezeu este ca ei să aibă pace. Că Dumnezeu este ca ei să aibă liniște. Și în acea zi Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să rostească niște cuvinte pe care evreii le resimt și azi, după 2000 de ani. S-a uitat la Ierusalim și a spus, orașul acesta păcii o să fie un oraș de la care se va lua pacea. Și națiunile pământului vor veni împotriva voastră și vă vor călca în picioare și vă vor duce robi în națiuni. Și spune, inima lui Dumnezeu a fost alta pentru voi. Și Iisus plânge și spune, la fel cum o cloșcă își ia pui sub aripa ei, la fel Dumnezeu, Abba, Tatăl din ceruri, ar fi vrut să vă ia sub aripa Lui. Dar n-ați avut descoperire și revelație atunci când v-am vorbit, n-ați ascultat, n-ați auzit. De aceea pacea va fi luată de la voi. Fraților, vreau să vă zic că în zilele astea ale cercetării, sunt zile pentru noi în care să ne punem în mod real inima într-o postură în care să fie cercetată de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a vizitat pe noi ca și adunare și ne-a spus să curățim această biserică de lucruri care nu sunt ok, vreau să știți că eu știu că sunt alte lucruri care sunt în biserica noastră, care trebuie îndreptate, care trebuie sfințite, care trebuie curățite. Și vreau să vă chem pe fiecare dintre voi, ca și parte a acestei adunări, să ne punem viața în rânduială, să ne punem casa în rânduială,
să scoatem aluatul nedospit. Avem har din partea lui Dumnezeu. În pocăință este har, este iertare. Avem parte de tot ceea ce este nevoie ca noi să trăim diferit, ca să umblăm diferit. Avem parte de puterea lui Dumnezeu care ne poate rupe. Ne poate rupe de sub robia celui rău. Poate să rupă lanțurile. Dar trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să ne cerceteze motivațiile inimii, atitudinile care le avem, felul în care vorbim, felul în care vedem lucrurile, felul în care trăim. Este important lucrul ăsta. Este important ca bărbații care sunteți preoți în casele voastre să fiți preoți în aceste zile. Să vă luați timp, să punem timp deoparte pentru a petrece cu casa noastră. Pentru a restaura lucruri. Pentru a cere Dumnezeu să aducă vindecare și restaurare și binecuvântare peste casele noastre. Este o vreme în care să lăsăm pe Dumnezeu să atingă adânc ființele noastre. Pentru Dumnezeu nu vrea ca omul nostru lăuntric să fie o peșteră de tâlhar, o reședință a celui rău. Și Dumnezeu vrea să fim o jertfă vie. O jertfă vie pe altarul său. Doamne, aici suntem, Doamne. Aici suntem, Doamne. Și mă rog, Doamne, să continui să lași acest spirit de cercetare peste noi. În cele mai ascunse laturi ale inimii noastre, ale ființei noastre. Și, Doamne, scoate afară ce este murdar. Spală-ne prin sângele mielului. Curățește-ne prin sângele mielului. Vindecă-ne. Restaurează-ne, Doamne. Ca să putem fi împuterniciți în lucrarea Ta, Doamne. Fie-ți milă de noi, fie-ți milă de casele noastre. Dă-ne înțelepciune să nu tolerăm ceea ce este lumesc, ceea ce ne vată inimile, sufletele, viețile, să nu lăsăm aceste lucruri în templul Tău, ce sunt. Mă rog să binecuvintez această adunare cu har și cu îndurare, cu bucurie și cu pace, cu binecuvântare, Doamne. Doamne, mă rog ca lucrarea mâinilor noastre să propășească, să propășească, Doamne. Ceea ce facem pentru Tine, pentru slava Ta, să propășească, Doamne. Dă-ne revelație, dă-ne descoperire cu privire la viața noastră. Șochează-ne acum ca să nu fim șocați atunci, Doamne. Că atunci când vom sta înaintea Ta să nu fie fân, lemne și trestece, ci să fie aur, argint, pietre scumpe. Fă să căutăm adevăratele valori ca și biserică, Doamne. Adevăratele valori. Mă rog în aceste zile să ne dai inimă pentru săraci, să dai inimă pentru sărmani, să dai inimă pentru cei năpăstuiți, să ne dai inimă pentru cei desconsiderați, să dai inimă pentru cei ce sunt asupriți, să ne dai inimă pentru cei ce nu cunosc inima Ta. Fă ca această biserică să fie deschisă, Doamne, pentru oamenii din această lume. Vreau să-ți cer, Doamne, o vreme a cercetării Tale pentru a valora ceea ce Tu valorezi. Fă să nu fim o biserică închisă între ziduri, fă să fim o biserică deschisă pentru lumea în care trăim. Cercetează-ne cu lucrul ăsta, Doamne. Deschide inimile noastre pentru oamenii pierduți. Fă să fim o mărturie în aceste zile. Desleagă-ne de eul nostru. Binecuvintează-ne. Mulțumesc că harul Tău ne este îndeajuns. Mulțumesc, Doamne, că acolo unde este pocăință, este favor și viață și binecuvântare și bucurie și pace. Mulțumesc că Tu aduci aceste lucruri ca să îmbogățești poporul Tău. Aceea sufletul meu te binecuvintează, Doamne.
Sufletul meu te binecuvintează, Domnule.